Hai, la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canal. De asta ne jucăm Assassin's Creed 2, doar că nu începem de la început, fiindcă m-am jucat deja începutul și mi-e silă să mă joc chiar pentru voi, îmi pare rău, băieți. Continuăm misiunea de poveste care o fi acolo. Mă scuzați, dar nu știu, m-am mâncat pe mine în fund și am făcut misiuni secundare ce puneam să le filmez, dar nu contează. Ziceți, băieților, poate vă întrebați, ce naibii mă joc Assassin's Creed 2 și chestiile astea? Păi, în primul rând, acest joc a devenit gratis pe Uplay, deci dacă sunteți un fan Assassin's Creed și vreți Assassin's Creed 2 să-l aveți cumpărat și nu cred, intrați acum pe Google Uplay și luați-l gratis, puteți să-l luați acum, eu așa am făcut, l-am gratis de pe Uplay. Verdura! Verdura penacolta! Ce ai, mă? Cineva acasă? Ezio, come in, son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. And please, my son, stay out of trouble. Hmm? Nu pot să garantez asta, dar în fine. Ok, acum nu știu care cum e. A zis că trebuie să mergem să dăm pachete, dar a dat scrisori. You Giovanni's kid? No, idiota. He just happens to look exactly like the man. Give it here. Don't worry, boy. We're not contagious. At least I'm not. And please, my son, stay out of trouble. Stronzo! Vergogna! Ce vrei, mă, tu? Stay out of trouble. Apropo, hai să ne revenim puțin din glume. O să vă spun ceva serios. Ok, hai să ne revenim din glumele astea amuzante, cum vreți voi să le spuneți, proaste. Eu le-aș numi proaste, oricum nu contează. Oricum, hai că odată să revin, că asta e a treia oară când zic. Vreau să vă spun ce să vă spun, doamne, să vă întreb. Data asta vă întreb pe voi dacă cineva se uită la episodul ăsta. Dacă. Vă întreb ce serii ați vrea să-mi vedeți pe canal, fiindcă acum o să fac tot felul de serii, fiindcă pot. Ia să vedem. I'm gay. I have a delivery from Giovanni Alatore? Yes. Were you followed? No. Why would I be followed? Give me the package. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Who's moving? What's going on here? Wait, come back. Explain yourself. Bossule, eu cred că tatăl nostru are o afacere mică denumită drogulețe și nu vrea să spună. Hai să ne continuăm. Hold. Eu nu știu care e ăla. În fine, nu-mi trebuie. Bă, nu trebuie, mă. În sfârșit am ajuns și din fericire am ajuns fără să ne rupem capul. Stai, ei mi-a dat de majulit. Ce e aici? Federico. Opa. Serezio. Thank God. They took your father and brother to the Palazzo della Signoria. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Ce scardie? Uite-te la omul ăsta, zici că e Rambo versiunea din 1450. Deci da. Nu cred că facem treabă dacă avem pe ăștia după noi, zic și eu. Of. Hai mă la bătaie atunci. Vezi, copii? 5, 4, 5 pumne burtă și a speriat toți dușmanii. Ezio. Father. What's happened? Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it.
Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Go, Ezio. Go now. Și cam atât, bă, fraților, vom folosi talentul lui Ezio în episodul următor, dacă mai vreți. Deci, da, cam asta a fost episodul. La revedere! Bosule, dați-vă mă la o parte. Aute și păștea. Aute, bă, ca la țigan vin ăștia, mă. Aute-i. Aute-i, aoleu, fii mea.